Suceava 10 noi cazuri COVID-19 în ultimele 24 de ore. De la ultima informare transmisă de grupul de comunicare strategic au fost înregistrate alte 413 noi cazuri de îmbolnăvire în România. Până astăzi, 13 iulie, pe teritoriul României au fost confirmate 32.948 de persoane infectate cu noul coronavirus. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 23.552 au fost externate, dintre care 21.692 de pacienți vindecați și 1.860 de pacienți asimptomatici externați la 10 zile după depistare. Numărul de cazuri confirmate în județul Suceava, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică, este de 10 persoane.